Suntem încă, din ce în ce mai puțin evident, dar suntem încă într-un fel de tranziție între această societate țărănească despre care vorbeam și o societate capitalistă așezată. La ce mă refer? Am fost surprins participând la niște cercetări, dintre care unele chiar în mediul corporatist. Nu? Mă rog, privat, nu neapărat top manager, dar mediul privat. Să văd că la lista de valori, deci care sunt valorile cele mai importante pentru dumneavoastră. La lista de valori, banii sunt undeva 10, 11, 12, 13, deci undeva mult mai jos. Altfel spus, combinând cu alte informații, alte observații, încă nu dă bine să spui că tu vrei bani. E o chestie de neam prost. Adică noi suntem subtili, noi suntem intelectuali, noi suntem oameni evoluați, nu? Și oamenii subtili, sigur că banul este, dar nu e o valoare în sine, nu e ceva pe care să-l consideri o valoare. În timp ce un american, să zicem, un capitalist care practică sportul ăsta de ceva vreme, vă spune foarte, este evident, banul e cel mai important și cu asta, pe asta. Nu că vreau eu neapărat, nu că îmi place sau nu-mi place, dar așa e viața, așa e societatea, așa funcționează treburile. La români, de-abia acum începe să fie declarat, nu înseamnă că nu și-l doresc. Asta e cu totul altceva, dar nu de bine să spui public acest.